Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, sub coordonarea procurorilor DIICOT Constanța, au surprins în flagrant delict două femei de 21, respectiv 23 de ani, ambele din București, în timp ce încercau să vândă 5 kg de cannabis. Se pare că drogurile ar fi provenit din Spania, iar ulterior ar fi fost vândute în București și Constanța. De asemenea, în urma efectuării unei percheziții domiciliare, oamenii legii au mai găsit alte 2,5 kg de cannabis pe care le-au confiscat. Cele două femei au fost prezentate tribunalului Constanța, care a emis pe numele lor mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile.